Bună ziua și bine v-am regăsit, Columofil Adevărați este canalul meu. Astăzi m-am gândit să vă prezint și animalele mele pe care le mai dețin în gospodăria mea. Am 15 oi, 13 miei, 3 mieluțe, 10 berbecuți. Da? Am 3 capre alpine franceze și un țap pe ferii, cel de acolo. Are un an, este tânăr. Da? Acesta este țăpuc. Mama lui a fost montată cu țap Sanan. Da? Am acolo capra ce are o ieduță. Am miei deja mari. Cred că au tăieți 12-13 kg de carne. Am aici o iadă de un an, care mi-a pătat două ieduți. Uitați ce scumpe sunt. Hai tu, hai. Două ieduțe. Deci la un an, două ieduțe. Da. Îmi plac foarte mult animalele. Oile, până cu 5 ani am avut o fermă, împreună cu tata și cu fratele meu. O 300 de oi și vreo 40 de vaci, dar din motive bine întemeiate a trebuit să le vindem. Dar sângele apă nu se face. Și bunicul meu a fost cioban și mi-e stare dragi. Și de asta le țin caprile, o să le țin acasă. Iar oile o să le duc la turmă undeva prin 10 aprilie, dacă totul va fi bine. Berbecuții vor sacrifica 10 berbecuți, iar mieluțele le voi ține. Uitați, am miel mare. Cred că ăsta are vreo 12-13 kg tăiat. Uitați ieduțele ce frumos sug. Asta este iadă de un an. Asta este oița mea preferată. Are 8 ani. Da, anul ăsta mi-a făcut un berbecuț. Da, tu da. Da, tu da, da. 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 E pasiune. Câștig, nu am nimic după ele, doar pasiune. Sau poate cât că îmi scot mâncarea, pentru că uitați aici, barlos de lucern, de fân, cumpăr de la cineva de aici, de la mine. Uitați și căței vecinei mele, foarte frumos, ceva de rasă. Pisica cu ieduța, da, vă duc și la celelalte animale al mele. Am două rațe mute, rața de aici, din plan apropiat, este rață femelă și celălalt mascul. Trebuie și ea, cred că o să înceapă să ouă. Vi-l arăt și pe Haisan. Pe Haisan, hai Haisan, hai! Câine de Asia Centrală. Foarte bun de pază, are 4 ani, hai Haisan, hai Haisan, foarte bun. Mai am peste 30 de găini, diferite rase, corcite, vreo 5 cocoși, îmi plac. Cred că găinuțe mici de astea am vreo, numai de astea vreo 14, am corciți și bracămași. Așa mai departe. Da. Aici mănâncă pentru că la oi le-am dat porumb și tărâțe și mănâncă după ele. Da, am și pisicuțele să vi le arăt. Hai. O am pe aia neagră. Hai. L-am pe... De fapt pe ea pe Tigrișor, dar e o fetiță, dar fiul meu i-a pus nume Tigrișor. Da, am 4 pisici, 3 pisicuțe și un motănel, da. Și în sfârșit v-am adus și la porumbei de ornament, am 3 comaromi, o pereche pe roșu, am vreo 16 voiajori albi. Am un comarom pe negru care, din păcate, acum 3 zile femeia mi-a dus ouliu, de fapt mi-a dispărut.
Am doi cu coada, pave, cum se spune la noi, și voiajori albi. Și am doi buleți sau Shiraiko. Femeia aceasta este de la bunul meu prieten Godi Ștefan din Reghin. Da. Am deja pui mari la ei, pe care o să-i dau la niște copii, pentru că nici nu vreau să țin mai mulți. De fapt, țin să vă precizez că acești porumbei sunt ale fiului meu, Matei, și a soției mele, Lucia, care spune dacă toți țin porumbei, ei plac cei albi. Bine, hai că țin cei albi. Îi mai dau și la nunți, dar nu contra cost, la unii prieteni mei. Așa, câte 3-4 pe an. Da. Dacă v-a plăcut videoul meu, dați un like și nu uitați, rămâneți în casă, pentru că ne va ajuta Dumnezeu să trecem și peste perioada aceasta grea. Vă salut cu stimă și respect!